Așteptat de trei luni de zile, bugetul a fost în cele din urmă aprobat. În atare condiții s-au putut face calcule și pe plan local, iar la Consiliul Județean Botoșani s-au făcut prioritizările bugetare. Infrastructura păstrează locul fruntaș, având în vedere și gradul de nemulțumire al populației. Trebuie să repartizăm sumele pentru drumurile comunale și cele județene. Proporția va rămâne exact ca cea de anul trecut, adică 70% la drumurile județene, 30% la drumurile comunale. Sunt județe unde procentul e altul în sensul că oprește județul 80% și la comunale se dau 20%. Banii vor primi și unitățile administrativ-teritoriale. În prealabil, va avea loc o ședință în care edilii de comune își vor face cunoscute necesitățile. Pentru bugete de funcționare, priorități investiționale pe care le au OAT-urile sau alt gen de priorități care vor trece prin uh, votul consilierilor județe. Da, este un buget bun. Eu raportez la cel de la drumurile județene. Suma este uh, un pic mai mare decât cea de anul trecut, mă rog, și prețurile sunt un pic altele, dar mai mare decât cea de anul trecut și sperăm cu această sumă de la domnul județene să putem uh, turna asfalte ce pe 70 km. Aproape 21 de milioane de lei este suma ce va fi repartizată anul acesta pentru ca șoferii să circule pe drumuri mai bune, fie ele județene sau comunale. Președintele Consiliului Județean a precizat că salariile angajaților se vor păstra la nivelul celor de anul trecut.